Domnișoarelor, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ați agreat invitația noastră de a participa la conferința de presă a Ministerului Afacerilor Externe, conferință de presă care a fost dictată de un sentiment al datoriei, datoria de a face cunoscute orientările, opțiunile politice externe a României în acest moment. Nu o să reiau declarații anterioare, nu o să reiau precizări anterioare, o să caut să fac cât mai lămurite lucrurile, plecând de la date recente și în perspectiva lunilor care vin. Așa cum am spus și în prezentarea din fața comisiilor de politică externe ale Parlamentului României, ne asumăm întregime funcțiile Ministerului, așa cum sunt prevăzute de legislația în vigoare. Ne asumăm prioritățile acestui moment din istoria României, așa cum sunt enunțate în documentele oficiale, și anume consolidarea profilului european al României, punerea în valoare a parteneriatelor, începând cu parteneriatele strategice, consolidarea diplomației economice, asigurarea securității și, sigur, în cadrul securității globale și a abordării multilateraliste a problemelor din lumea de astăzi, sprijin pentru românii din străinătate, promovarea unei noi imagini și sporirea prestigiului României. Ne asumăm, de asemenea, ceea ce se prevede în programul de guvernare aprobat de Parlament, în programul guvernului Victor Ponta, și anume respectarea legilor, repararea inechităților sociale, implementarea unei viziuni economice și a unei viziuni a dezvoltării de lungă durată în România, depolitizarea administrației, toleranță zero față de corupție și clientelism. Așa cum ați putut observa, noua guvernare, guvernul Victor Ponta, și-a asumat o nouă politică și un nou fel de a face politică. Ce înseamnă acest nou fel de a face politică în domeniul politicii externe? Voi răspunde cât se poate de succint la această întrebare. Și aici plecăm de la evaluare lucidă și onestă a situației de astăzi. Putem spune că o veche aspirație a românilor s-a împlinit. România este țară membra Uniunii Europene și membra NATO și se bucură de an bun, de cea mai largă libertate de decizie, de cel mai amplu sprijin și de securitatea cea mai bine consolidată. Pe acest fond însă trebuie rezolvate încă multe probleme. Menționez aici două dintre ele care sunt în față pe agenda noastră în acest moment. Trebuie să perseverăm, oricare ar fi împrejurările, spre a atrage investiții externe, cât mai multe și cât mai mari, investițiile externe reprezentând o urgență istorică a României de astăzi. A doua, eu cred că trebuie să consolidăm cooperările cu vecinii și cu țările din regiunea în care trăim. Dacă vorbim, și sigur că trebuie să vorbim de noul fel de a face politică, atunci suntem datori să precizăm ce prevede Constituția în materie. Constituția prevede trei actori ai politicii externe a României. Guvernul, Parlamentul și președinția. Cine recitește articolele Constituției se edifică repede. Prima idee, guvernul este cel care realizează politica internă și externă a țării pe baza unui program aprobat la investitură de către Parlament, deci putem spune imediat, Parlamentul este cel care are sub control întreaga politică externă a României. În al doilea rând, sau de fapt în al treilea rând, președinția sau președintele în mod exact reprezintă România, președintele numește ambasadorii, președintele semnează tratatele internaționale a României. Ceea ce se degajă din Constituție este deci această, să spunem, implicare a trei actori în politica externă a României. Ce se degajă este de asemenea prevederea ca politica externă se bazeze pe consensul politic, pe susținere parlamentară și, de ce nu, putem adăuga pe sprijinul opiniei publice.
În politica externă trebuie spus, aceasta este o implicație a Constituției, demersul solitar este contraproductiv. România, desigur, este într-o situație nouă pentru istoria recentă și anume este în situația de coabitare. Președinția de o culoare politică, guvernul și majoritatea de o culoare diferită. Să spunem direct, după părerea noastră, coabitarea este solicitare la pluralism și cooperare pentru ca România să aibă o conduită internațională demnă și respectată în lume. Guvernul României pornește de la premiza esențială că politica externă a țării are astăzi ca reper fundamental folosirea interesul României și al cetățenilor ei a apartenenței țării la Uniunea Europeană și NATO, iar programul de guvernare exprimă clar această opțiune. În același timp trebuie să spunem că lumea se schimbă și că schimbarea lumii se petrece chiar sub ochii noștri. În acest context, politica externă trebuie să rețină câteva repere indispensabile oricărui scenariu de planificare strategică. Este vorba, în primul rând, de întărirea și diversificarea acțiunii Statelor Unite ale Americii pe glob. Rolul Statelor Unite ale Americii în lume, după părerea noastră, va continua să fie determinant pentru gestionarea provocărilor complexe ale comunității internaționale. Iar Washington va întruchipa în continuare avangarda Occidentului în competiția globală pentru progres și relevanță. Uniunea Europeană se află în fața unor decizii majore privind poziționarea în procesul dificil, îndelungat de redistribuirea puterii la nivel mondial, astfel încât Europa socială să coexiste cu Europa competitivă. Uniunea Europeană, în mod evident, se află în fața unor decizii cu implicații ample, se întoarce ea în dreptul unei piețe comune, devine ea o simplă alianță a unor state sau continuă integrarea în profunzime și realizează unitatea care a fost concepută în proiectele inițiale. Este clar că decizia va trebui luată în lunile care vin. NATO înregistrează noi evoluții spre consolidarea apărării colective, menținerea atașamentului pentru politica ușilor deschise, descurajarea eventualelor atacuri asimetrice, spre dezvoltarea scutului antirachetă și spre asigurarea securității energetice și a securității cibernetice. China tinde să devină o supraputere economică și politică, ceea ce va antrena implicații geopolitice de mare anvergură. Germania își consolidează rolul de pivot și catalizator al schimbării în Europa prin reforme profunde și convergență economică sub imperiul rigorii și disciplinei financiare. Rusia revine robust în jocul strategic global și în jocul strategic regional. Franța se afirmă puternic după instalarea noii președinții. Putem vorbi de emergența Turciei ca putere regională, precum și de afirmarea unor noi puteri, India, Brazilia și altele, pe diferite continente. Israel, Coreea de Sud și alte țări, țările din zona Golfului, cunosc o dezvoltare impetoasă. Au loc schimbări semnificative în țările arabe. Mai putem adăuga, lumea va fi marcată multă vreme de urmările crizei financiare începută în 2008. Este clar, modelul de dezvoltare economică și paradigma progresului industrial vor trebui revizuite. Rolul statului se impune reevaluat. Modelele de protecție socială trebuie regândite pe alte baze contractuale. Resursele financiare se vor investi mai precaut. Distribuția puterii economice și politice se modifică. Rolul națiunilor se dovedește mai durabil decât s-a anticipat în urmă cu câteva decenii. Democrațiile deschid problema legitimării pe lângă problema legalității. Multilateralismul este în anumite momente sub presiune. Sunt realități, putem adăuga și altele, dar acestea cred că sunt suficiente pentru a ne convinge că sunt realități care atestă fără echivoc schimbarea lumii. Desigur, Ministerul de Externe este o instituție și, ca orice instituție, și el trebuie din când în când să se autoevalueze sau, dacă nu, se evaluează, vor veni alte instituții și vor face auditarea. Oricum, auditul de la Ministerul de Externe este, pot să vă spun, în curs.
dar elemente preliminare pot fi deja reținute. M-aș menționa patru. Primul, funcționarea Ministerului este o reflectare a poziției periferice alocate instituției în procesul de elaborare și aplicare a politicii externe din ultimii ani. Ministerul încetând să mai fie sursa principală de idei și proiecte de politică externă. Ministerul acela externe a pierdut, altfel spus, inițiativa strategică și a adoptat o conduită preponderent reactivă, rezumându-se la validarea sau acomodarea tehnică a proiectelor elaborate în alte zone ale puterii executive. Această stare, de fapt, a îngreunat circuitul firesc al ideilor în minister, comunicarea pe orizontală și abordările interdisciplinare. Al doilea element preliminar al auditului. Vechea organigramă, elaborată fără a lua în calcul nevoia de adaptare a instituției la noi realități instituționale, derivând din agenda politică europeană, acoperă insuficient teme de maximă actualitate, cum ar fi securitatea energetică și prea puțin zonele geografice de interes strategic pentru România, din postura sa de membru al Uniunii Europene și al NATO. În urma reducerilor drastice, aș adăuga adesea necugetate de posturi, din 2009 și anii care au urmat, reduceri care au fost necugetate și în alte domenii, nu numai în Ministerul de Externe, nu numai în rețeaua acestuia, s-au diminuat în unele locuri până la limita apariției unor disfuncționalități, posibilitățile de acțiune ale ambasadelor și consulatelor. Trebuie spus cu regret că sunt misiuni unde șeful de misiune este și portar, și telefonistă, și secretar, și șofer, cred, și orice altceva. Al treilea element, s-au trimis serviciul exterior în perioada 2009-2012, îndeoseb ca șef de misiune, persoane pe criterii de afinitate politică, lăsându-se în paranteză, în cel mai bun caz, ministerul, care totuși este locul în care se recrutează diplomații, pe baza unor proceduri, pe baza unor examene cunoscute. Contraselecția, care se observă peste tot în subguverne de după 2009, a afectat, trebuie recunoscut, și Ministerul Afacerilor Externe. Al patrulea element, clădirile și infrastructura ambasadelor și consulatelor sunt în multe locuri în stare de degradare. Am văzut recent și la Tel Aviv, și la Strasburg, și la Praga, și cu siguranță sunt și alte locuri unde nimeni n-a mai investit nimic în clădire, încât clădirile crapă la bază sau, în orice caz, au probleme grave. Chiar centrala ridică probleme, știți bine, are bulina roșie, dar să sperăm că nu vor fi seisme, că natura va fi mai generoasă sub acest aspect. Oricum, trebuie gândit și acest aspect, cum arată ambasadele României, în ce stare sunt, ce stare este în general infrastructura și cum sunt ele organizate. Ca orice altă țară din Europa centrală și răsăriteană, România a avut de parcurs, după cotitura istorică salutară din decembrie 1989, reforme care se înscrie printre societățile deschise și democrațiile timpului nostru. Sigur, în țara noastră e acum o discuție. Cine face reforme? Unii vorbesc chiar de reforme și restaurație. Mă rog, e folosire neprecaută a termenilor și ar trebui să ne venim toți la rațiune, să vedem când e reformă și nu sunt doar simple măsuri. Când e o reformă și nu sunt doar simple tăieri de salarii și pensii și totul e botezat pompos drept de reformă. Să spunem foarte clar, politicile privatizării, democratizării, modernizării, care se regăsesc în realitățile statului, realitățile societății românești de astăzi, au fost angajate, au fost realizate de guvernările care s-au succedat după 1989, mai ales de cele din 92, 96, 2000, 2004. Guvernările din 96 și 2000 au contribuit cel mai mult la aplicarea unei politici a minorităților ce a atras prețuirea lumii. Din 1999, când România a primit invitația de aderare la Uniunea Europeană în mod oficial, până în 2004 s-au negociat cu succes capitolele aderării țării la Uniunea Europeană. Iar după 1996, România a devenit efectiv candidat la intrarea în NATO. Se cuvine amintit că
Și PNL-ul și PSD-ul au fost în toți anii după 89 vectorii calificați și autorizați ai reformelor reale, profunde, irreversibile. Uniunea Social-Liberală își asumă la guvernare să continue reformele în România, începând cu reformele structurale din economie și să întreprindă reforme reale, care încă o dată nu trebuie reduse nici de cum la tăieri de salarii, de pensii, de posturi, care nu trebuie reduse la simple modificări, cum s-au petrecut lucrurile în 2009-2012. Guvernul actual din România este, în orice caz, asta vreau să confirm din nou, se angaja să promoveze reforme economice și instituționale serios concepute și aplicate cu pricepere. Sigur, mulți distinși cetățeni ne cer să arătăm sub ce cupolă punem acțiunea Ministerului Afacerilor Externe, care este, să spunem așa, ideea integratoare a tuturor măsurilor. Aș spune simplu, punem ceea ce noi facem sub deviza o Românie democratică, dinamică, prosperă și demnă într-o lume în schimbare. Ceea ce ne propunem este de a contribui din poziția acestei instituții la reconstrucția democratică a statului român, la depășirea crizei, sau putem spune mai lucid crizelor în care țara s-a adâncit în ultimii ani, și este vorba de a contribui la a reafirma demnitatea țării printre țările lumii. O subliniem încă o dată. România are în apartenența la Alianța Nord-Atlantică garanția cea mai solidă a securității proprii. Recentele hotărâri ale summitului de la Chicago asigură, să spunem direct, un nivel nou și ridicat la apărării țării și suntem deciși, ca minister, să le punem în aplicare cu toată responsabilitatea. România se va poziționa și prin acțiunea noastră în centrul dezbaterilor și acțiunilor concrete privind consolidarea relevanței NATO ca fundament instituțional al relației transatlantice. Solidaritatea, trebuie să spunem, dintre America și Europa este vitală pentru securitatea României. De aceea acordăm prioritate atingerii unui nou nivel superior al dialogului și cooperării practice între NATO și Uniunea Europeană. În acest scop, București își propune să devină un pol al reflecției strategice euroatlantice, avansând spre dezbatere și acțiune politică teme de securitate de maximă importanță. Armonizarea permanentă a percepțiilor de securitate ale principalului actor de pe ambele maruri Atlanticului va fi o prioritate în politica noastră externă. Ca țară membră a Uniunii Europene, România desfășoară acțiuni numeroase și cuprinzătoare de aprofundare a integrării sale în ansamblul instituțiilor europene. Este interesul primordial al României să fie un membru activ și respectat al noii Europe, un membru care folosește oportunitățile și contribuie la consolidarea Uniunii. În acest scop vom întocmi în curând un bilanț al primilor 5 ani de apartenență la Uniunea Europeană, ce va fi prezentat la reuniunea anuală a ambasadorilor, în care vom identifica vulnerabilitățile și vom proiecta pe baze consensuale, transpartinice, profilul european al României pentru următorul deceniu. Am în vedere această analiză, acest program, în același timp, România 2020, parteneriat politic, solidaritate socială, dezvoltare durabilă. Acționăm cu energii sporite pentru a convinge că ne-am îndeplinit cu bună credință obligațiile și merităm să intrăm în sistemul Schengen. Cooperăm eficient cu Ministerul Justiției, cu Ministerul de Interne, ambele ministere din România, astfel încât benchmark-urile să fie satisfăcute, iar în 2012 să se facă un pas major spre a obține includerea în Schengen, insistăm, chiar din acest an. Ministerul Afacerilor Externe, după ce a îndeplinit integrarea responsabilității revin pentru ca România să îndeplinească criteriile Schengen în materie de vize și alte domenii de directă responsabilitate, este angajat să fructifice în serviciul țării această evoluție pozitivă a justiției și administrației din țara noastră. Vrem ca lucrătorii români să aibă acces liber pe piețele forței de muncă din toate țările Uniunii Europene. Respectiv, vom acționa pentru ridicarea restricțiilor care mai există în unele dintre țări. Vrem ca liberalizarea pieței forței de muncă să îi atingă pe cetățenii români chiar înainte de 2013, când se aplică complet aranjamentele de integrare europeană a României.
Statele Unite ale Americii, știm bine, sunt nu numai supraputerea globală a lumii, ci și puterea care s-a impus înainte de orice prin principiile de organizare și guvernare a societății. Raporturile cu Statele Unite au nu doar o importanță strategică și diplomatică, ci o adâncă semnificație culturală. Urmărim o extinsă cooperare cu Statele Unite ale Americii sub auspiciile parteneriatului strategic. Vrem ca la cooperarea politică și la cooperarea militară, ambele excelente, să adăugăm prezența mai substanțială a capitalului american în România și o liberalizare cât mai rapidă a vizelor pentru cetățenii români. În acest sens, derulăm inițiative la Washington și București. Dorim de asemenea să intensificăm dialogul strategic cu Statele Unite ale Americii pe teme de actualitate regională și globală. Vom pune accent pe revitalizarea geopolitică a regiunii Mării Negre și a coridorului strategic care leagă Europa Centrală de Asia Centrală. Cu Republica Moldova promovăm nu doar parteneriatul strategic, ci și relația specială datorată multor rațiuni istorice și de actualitate. Sprijinim hotărât cursul pro-european al Chișinăului și facem demersurile necesare pentru a încheia construcția gazoductului, conexiunea rețelelor electrice și de comunicare pe fibră optică și alte proiecte de infrastructură. Acționăm pentru a extinde accesul tinerilor moldoveni la educație de calitate în România și pentru a lărgi continuu area cooperării în domenii cheie pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Sprijinim și formarea și afirmarea unei noi elite pro-europene în Republica Moldova. Ne preocupă dezvoltarea cooperării cu Ungaria. Trebuie să valorificăm capitalul de încredere acumulat în ultimele decenii. Excesele de limbaj și de atitudine în relațiile bilaterale aparțin, sau în orice caz sperăm mereu să aparțină, trecutului. Nu este cazul ca excelenta cooperare română-ungară să fie pusă sub semnul întrebării de inițiative sau gesturi care resuscitează vechi animozități. Dăm deplină asigurare că schimbarea de guvern din România din mai 2012 nu antrenează schimbarea politicii pozitive față de minorități a țării noastre. În fapt, trebuie spus, niciun alt partid din țara noastră nu a contribuit mai mult la politica față de minorități, la o politică pozitivă, o politică care a procurat prestigiul României după anii 90, decât PNL și PSD. A existat, de altfel, trebuie menționat și acest fapt, în 2009-2012, un continuu apel al partidelor actualei Uniuni de Guvernare adresat UDMR să se alăture. O spunem foarte limpede, delimitările politice nu sunt în România de astăzi nici de cum delimitări etnice. Ne propunem o cooperare mult amplificată cu Germania, țara care a înregistrat, cum se știe, cea mai spectaculoasă reconstrucție postbelică printre țările lumii, dar și țara unui remarcabil potențial creativ, pe fundamente solide, deja clasice, cu o limbă ce rămâne internațională și o dezvoltare pilduitoare. Pregătim, chiar în aceste săptămâni, crearea unei noi platforme pentru o conlucrare româno-germană pragmatică și benefică ambelor părți. Oricum, vom extinde practic în toate direcțiile, securitate, investiții în alta tehnologie, schimburi comerciale, turism, cultură, educație, aspecte umanitare, cooperarea cu Germania. Suntem convinși că solidaritatea Franței, de atâtea ori probată în istorie, în istoria modernă cu deosebire, rămâne foarte importantă pentru România. Compatibilitatea deplină a culturii române, cultura franceză, este o oportunitate cu certe valențe politice. Lucrăm la relansarea pe scară mult mărită a francofoniei în România. Lucrăm la o cooperare extinsă mult cu Franța, cu statele francofone. Vom intra neîntârziat într-o cooperare desfășurată cu noua administrație a Franței, cu administrația condusă de președintele Hollande, cu scopul declarat de a continua și amplifica investițiile franceze din România în industrie, sistemul bancar, energie, educație, în alte domenii. Lucrăm cu Italia în multiple planuri pentru a consolida relația de parteneriat strategic. Prezența unei numeroase comunități românești în Italia și a unei mari comunități de afaceri italiene în România, cu
conferă o dimensiune social-economică extrem de importantă acestei relații, care trebuie să fie gestionată cu atenție, credem noi, sporită. Parteneriatul strategic Român-Polon funcționează foarte bine, fiind necesară implementarea acum a tuturor proiectelor convenite în planul de acțiuni. O atenție ridicată, credem noi, trebuie să fie acordată intensificării cooperării în domeniul economic, politic și de securitate. Relațiile foarte bune de cooperare cu Turcia trebuie să fie concretizate de acum într-un plan de acțiune care să conțină inițiative comune, inițiative foarte concrete, corespunzător domeniilor cuprinse în declarația comună de parteneriat strategic. Este nevoie de o relație constructivă între România și Rusia, pe care o vom clădi cu transparență, răspundere și pragmatism în avantajul celor două popoare. Sprijinim organizarea centrelor culturale de la Moscova și București, în reciprocitate, sprijinim organizarea Forumului Civic Român-Rus și lucrăm la convocarea comisiei comune care se discute cooperarea economică. Vom intensifica contactele și cooperările, schimburile științifice și economice româno-ruse și vom contribui la instalarea unei noi atmosfere în relație dintre cele două state, România și Rusia. Vom fructifica oportunitățile de cooperare cu China, având în vedere ponderea culturii chineze în lume și potențialul investițional uriaș al țării de la răsărit. Ne propunem să devenim, prin dezvoltarea economiei românești, un partener al Chinei și un hub al prezenței, o poartă a prezenței Chinei pe continentul european. Vrem să folosim vasta piață chineză pentru produsele românești și vrem să vedem amplificate exporturile de produse românești spre China, după cum, pe de altă parte, vrem să vedem mărite investițiile chineze în România și, în acest sens, foarte curând, va avea loc o inițiativă în domeniul bancar pentru a asigura venirea de capital chinez pe piața românească. Israelul a devenit o forță economică, tehnico-științifică și culturală de prim ordin, încât pentru România este un avantaj să fructifice o cooperare extinsă cu poporul evreu. Avem în vedere lunga și fecundă prezența evreilor pe meleagurile noastre și dorim să o marcăm corespunzător chiar printr-un muzeu al prezenței evreiești în România, care va fi organizat la București. Ne preocupă conlucrarea strânsă cu Israelul și cu organizațiile evreiești din lume. Vom stimula interesul pentru reactivarea neîntârziată a prezenței economice, diplomatice și culturale României în Africa, Asia și America Latină. Și în acest sens, deja secretari de stat din minister au avut recent contacte la fața locului. Alte acțiuni precise și inițiative distincte sunt în curs de elaborare și implementare. Credem că România trebuie să-și diversifice neîntârziat sursele de materii prime și energie și să exporte mai mult. Țara noastră trebuie să-și organizeze și să-și pună în valoare într-o nouă manieră potențialul propriu, inclusiv cel cultural, în viața internațională. Lumea în care trăim a cunoscut în ultimele decenii o cotitură culturală, eine culturelle Wende, cum spun germanii, care a făcut din cultură, înțeleasă cuprinzător, factorul hotărător al dezvoltării economice, al dezvoltărilor politice, al democratizării în particular, al funcționării instituțiilor și respectului de sine. Trebuie să luăm în seamă importanța actuală a culturii în multiple ipostaze, ca sursa progresului, ca teren al deciziilor majore, ca investiția societăților moderne, ca mediu de formare și, de ce nu, și de manipulare, etc. Iar diplomația culturală trebuie urgent restabilită și dezvoltată. Între altele, sigur, trebuie să revenim la soluția atașaților culturali, atât de lovită, totuși, prin reducerile inițiate în 2009. Suntem după o cotitură religioasă, religious turn, cum spun americanii, a civilizațiilor majore din lumea de astăzi. Această cotitură a adus la o nouă relație științele, religia, filozofia, politica. Unele conflicte și, mutatis mutandis, unele soluții nu pot fi depășite, respectiv găsite, fără considerarea geografiei și ponderii credințelor,
fără considerarea geografiei și ponderii religiei. Pe de altă parte, chiar pe solul european se vede bine. Democrațiile însele le simt nevoia unor resurse culturale pe care ele nu le mai pot produce în mod suficient. Oricum, nu se mai poate ignora ceea ce se petrece în religie fără a isca neînțelegerea lumii din jurul nostru. Am fost printre aceia care au arătat cu ani în urmă că întâmpinarea crizei financiare și economice, declanșată în 2007-2008, cu tăieri de salarii, de pensii și de posturi, este greșită. Am spus-o și în volume, care, mă rog, după investitura au început să fie citite mai acut pe anumite articole. Astăzi, tot mai mulți oameni responsabili recunosc că disciplina financiară, dublată de măsuri de creștere economică, reprezintă veritabilul antidot la criză. În acest orizont al cuplării celor două, al cuplării celor doi termeni, disciplina financiară și măsuri de creștere economică, ne vom mișca cu siguranță, ca europeni cel puțin, în anii ce vin și trebuie să plecăm de la acest fapt. Între multe alte acțiuni, reprezentanții României trebuie să evalueze urgent daunele produse de măsurile din 2009-2012. Va trebui să readucem la normal lucrurile sub aspectul structurii de personal, al infrastructurii, al remunerării conform performanțelor, al încurajării pregătirii profesionale de înalt randament. Opțiunile politice externe a unei țări nu sunt în mod normal rezervate unor cercuri de inițiați. Aceste opțiuni pretind desigur cunoștințe specializate, dar nicăieri nu se spune că ele sunt rezervate cuiva. Ca urmare, vom căuta să lansăm dezbaterea publică asupra opțiunilor de politică externă și vom trece prin Parlament și, după caz, prin comisiile de specialitate ale acestuia, tot mai multe teme. Diplomația publică, în alte cuvinte, trebuie profilată și în România. Se cuvine ca, în general, dezbaterea publică pe subiecte majore, cu interogații bine formulate, cu teze și argumente clarificate, să fie adusă la teme majore și relevante pentru viața efectivă a cetățenilor. Cred că trebuie să ieșim și aici din ceea ce, la un moment dat, Kierkegaard remarca. El se ocupa, se știe prea bine, de dilemele conștiinței în fața unei lumi infinite și contemporanii îi reproșau lungimea pantalonilor. Sigur, această lungime a rămas un obiect de istorie, dar problema era să se trateze totuși problemele mai profunde ale lumii sau ale vieții în lume. Se cuvine, cum spuneam, ca în general dezbaterea publică să fie readusă la subiecte majore, la temele relevante pentru viața efectivă a cetățenilor țării noastre, a cetățenilor care, în definitiv, suntem toți cei de față. Primul ministru și echipa sa au subliniat că promovează, cum am mai spus, un nou fel de a face politică. Pentru Ministerul Afacerilor Externe, acest nou fel se traduce și prin îmbunătățirea substanțială a serviciilor consulare. Obiectivul nostru este să transformăm ambasadele și consulate în surse de încredere, că statul român se îngrijește de cetățenii săi oriunde s-ar afla aceștia, mai ales atunci când au nevoie de asistență rapidă și de asistență de calitate în situații de urgență, situații de criză. Avem ca obiectiv major realizarea unei acțiuni concertate, astfel încât concetățenii noștri să se bucure de un tratament nediscriminatoriu în sănătate, de a consolida demnitatea și prestigiul lor de cetățeni europeni. Credem că faza de dezvoltare extensivă a rețelei de asistență consulară se apropie de limite raționale. Iată că și aici vor trebui câteva intervenții. Credem că se impune acum și o creștere rapidă și eficientă a dimensiunii intensive a asistenței consulare. Nu vom putea realiza acest obiectiv fără completarea echipelor consulare care acționează pe teren. În paralel, avem în vedere un proiect amplu de modernizare a serviciilor consulare prin informatizare, nu doar în ceea ce privește procesarea, ci și din punctul de vedere a instrumentelor de plată, astfel încât să reducă semnificativ timpul de așteptare al cetățeanului.
Vom acționa pentru inițierea neîntârziată a unui concept de reprezentare consulară odată cu aderarea României la spațiul Schengen, având ca obiectiv, pe de o parte, delegarea competențelor unor state membre acolo unde România nu este reprezentată, Noua Zeelandă, Groenlanda, de pildă, pe de altă parte, asigurarea de către România reprezentării unor astfel de state sau statelor care ne cer aceasta în Uniunea Europeană. Pentru a reduce fiscalitatea în domeniul consular în beneficiul cetățenilor români din străinătate, am inițiat un proiect de modificare a legii taxelor consulare, de modificare a legii 198 din 2008, având ca obiectiv diminuarea semnificativă a cuantumului acestor taxe. Probabil va fi o diminuare cu 30 până la 60% dacă totul se aprobă conform solicitării noastre. Aș încheia prezentarea mea foarte sintetică, menționând faptul că 2012 este un an aniversar. Acest Minister al Afacerilor Externe sărbătorește 150 de ani de la înființare. Așa cum cunoașteți, la 25 aprilie a fost lansată o emisiune filatelică dedicată acestei aniversări, împreună cu Rom Filatelia. A fost vernisată expoziția Alexandru Ioan Cuza, cu sprijinul Muzeului Național de Istorie a României, iar evenimentele cuprinse în acest program aniversar, desigur, nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului avem în vedere acțiuni care vor marca această aniversare. Pot fi amintite, cu titlu de exemplu, o expoziție care va fi vernisată la sfârșitul lunii iunie, care va include obiecte de patrimoniu, decorații și costume de ceremonie al unui diplomați, Alexandrii, Ogălnicianu, Titulescu, Gafencu, Tătărescu, documente originale de asemenea, manuscrise și jurnale, pașapoarte diplomatice, fotografii și alte materiale de arhivă. Avem în vedere realizarea unui film documentar în parteneriat cu Televiziunea Română, care va ilustra evoluția diplomației române. Avem în vedere o serie de conferințe în țară și la misiuni diplomatice ale României în străinătate. Avem în vedere sărbătorirea acestui moment istoric, alături de toți ambasadorii României din acest moment, cu ocazia Zilei Diplomației. Vă mulțumesc pentru atenție.